am căutat în perioada de izbucnire a epidemiei să limităm la maximum posibil numărul de activități economice pe care le-am restricționat. Am restricționat doar acele activități economice care trebuiau în mod obligatoriu oprite pentru că prezentau un risc de transmitere a virusului foarte mare. Aceeași abordare o avem și acum. Privitor la fiecare restricție existentă a unor activități economice, facem o analiză foarte serioasă din punct de vedere epidemiologic, după mai mulți parametri. De asemenea, gândim ce posibile măsuri de protejare a angajaților la locul de muncă sau a angajaților care interacționează cu clienți, ce măsuri de protecție pot fi folosite și care este eficiența acestei măsuri. Și în funcție de această analiză vom permite reluarea unor activități economice, dar repet, doar acele activități economice pentru care există un risc epidemiologic scăzut și pentru care există posibilitatea de a se asigura protejarea angajaților și protejarea clienților atunci când este vorba de interacțiune între angajați și clienți. Firmele care vor fi sub măsurile de restricție a activității, normal că vom continua plata șomajului tehnic pentru că angajații lor nu pot fi reangajați atâta timp cât firma nu poate să-și reia activitatea. Pentru companiile care vor ieși de sub interdicția de funcționare după data de 15 mai, vom pune la dispoziția companiilor instrument de măsuri active. Adică persoanele care au fost în șomaj tehnic și își reiau activitatea în cadrul firmei, îi vom susține printr-o măsură activă, adică plata unui cuantum din salariu o perioadă de timp. Urmează să analizăm situațiile concrete pentru a putea adopta actul normativ.